Salut, fecioare! Voi face citirea pentru perioada 1-15 august 2024 și voi începe cu o scurtă prezentare a horoscopului. Pentru voi, fecioarele, Mercur, în primul rând, este în fecioară și el începe să staționeze în 3 grade și 59 de minute fecioară. De la ora 16 va sta în staționare până pe 6 august, ora 23:30, Mercur, când el va intra în retrogradare. Astfel, acest mers aparent retrograd și staționarea începe în acea din momentul de staționare, încep blocajele, gândirea este mai lentă și există o atenționare că nu e bine să începem proiecte noi, dar este foarte bine să rezolvăm proiectele mai vechi, să muncim, să lucrăm la aceste proiecte, fiindcă vom găsi soluții neașteptate pentru a rezolva aceste proiecte mai vechi. Să le finalizăm și chiar să ne ocupăm de ordine, de disciplină, de îngrijire, de sănătate, de curățenie. 4 august, la ora 14 și 13 minute, avem o lună nouă în leu. Pentru voi este o casa a 12-a. Secrete, datorii, iubire, sănătate. Este un moment în care puteți experimenta emoții, creativitate, să vă doriți să fiți admirați, observați de ceilalți. Luna formează o conjuncție din punct de vedere astrologic cu Soarele. Avem emoții, visare, vă folosiți gândirea, imaginația, intuiția. Conjuncția Lună și Soare formează un sextil cu Jupiter. Jupiter fiind în Gemeni, reprezintă cariera pentru voi, profesia. Deci, acest aspect este foarte benefic pentru voi de sextil. Vă dă cunoaștere, vă extindeți cunoașterea, aveți curaj, sunteți creativi, comunicați cu ceilalți. Relațiile sunt un dialog, un schimb de idei, de opinii, care este constructiv. Ascendentul momentului de lună nouă este în 13 grade Scorpion. Reprezintă comunicare pentru voi, comunicarea cu frați, surori, veri, vecini, apropiație, unde vreți să vă organizați, vreți să fiți cei care conduceți, să arătați o analiză a forțelor voastre proprii, să vă autoanalizați pe voi, dar acest fapt poate să vă facă și să nu aveți încredere în forțele voastre. În relații sunteți, am putea spune, geloși, posesivi, vă doriți siguranța în relații și acest aspect poate să fie nedorit. Între 4 și 10 august, Soarele este în sextil cu Jupiter. Este un moment foarte favorabil pentru voi să vă impuneți în carieră prin cunoașterea pe care o aveți, prin curaj, creativitate, comunicare, relațiile să fie un schimb de opinii, de idei, de colaborare și astfel încât să beneficiați de o impunere în profesie sau socială sau poate unii pentru în familie. În 5 august, la ora 5:40, Venus face ingresul în Fecioară. Eu când spun orele, sunt toate referitoare la București.
Favorizează emoțiile, romantismul, înclinarea pentru frumos, lux, creativitate, dorința de relații sociale, personale, dar și tendința să cheltuiți mai mult decât de obicei. Sunteți interesați de lucruri materiale, de profesie, de natură și de aspectul vostru fizic. În relații sunteți emoționali și vă urmăriți scopurile. După 6 august, ora 23:30, Mercur este mers aparent retrograd în Fecioară. Așa cum am spus, pentru voi, fecioarele, apar niște blocaje personale, cu întârzieri, neatenție, răspunsuri care sunt date prea târziu. Momentul este să nu începeți proiecte noi, nu este un moment bun să începeți proiecte noi, dar puteți să finalizați proiectele mai vechi, unde veți găsi soluții neașteptate să rezolvați aceste probleme mai vechi. Puteți să vă ocupați de ordine, de disciplină, de curățenie, de îngrijirea voastră, de igienă, de sănătatea voastră. Luna va face ingresul în Fecioară. Crește-te emoțivitatea, dar și creativitatea practică. Sunteți deschiși spre natură, spre călătorii, spre ocupații rurale sau tradiționale. Relațiile sunt practice și mai puțin sentimentale. Sunteți mai puțin critici, având tendința de a fi un exemplu. Luna este în conjuncție cu Venus în Fecioară. Favorizează totuși lipsa, neglijența, să zicem, în aspectul fizic, neglijați anumite aspecte, sunteți tentați să fiți capricioși și atunci cheltuiți foarte mulți, risipiți, adică cheltuiți prea mult și plecați urechea la bârfe. Acest lucru poate să vă aducă chiar conflicte. Relațiile sunt conflictuale, posibil scandaluri și despărțiri. Sănătatea este slăbită. Luna este în conjuncție cu Mercur retrograd, favorizează sensibilitatea, nehotărârea, instabilitatea, oscilațiile. Sunteți oscilanți, nesiguri, dificultăți în concentrare, în îngrijirea voastră personală, agitație, tendința de a fi indiscret și plin de resentimente. Aveți o imaginație flexibilă, adaptabilă la tendința de speculații care va duce pierderi, conflicte și critică. În 7 august, Luna este în opoziție cu Saturn retrograd, favorizează calmul. Saturn este în Pești. Deci este vorba de contracte, de asocieri, de procese, de căsătorie, unde deveniți mai duri, rigizi, emoțiile se stabilizează, sunteți severi, autoritari, încercați să vă impuneți în fața celorlalți și din experiența voastră am putea spune că această atitudine a voastră de inaccesibili poate să vă aducă reușite la care voi vă doriți aceste reușite. Relațiile sunt de putere și de conducere. Luna este în cuadratură cu Marte. Acest aspect vă influențează cariera. Vă aduce frustrări, neînțelegeri, luați atitudini sau acționați foarte rapid și aceste acțiuni sunt negândite. Aveți o vorbire nervoasă, agitată, chiar agresivă, îi dezaprobați pe ceilalți, arătați autoritate, vreți ca ceilalți să fie supuși în fața voastră, să asculte de voi. Și vă folosiți chiar forța și chiar o exprimare violentă, o vorbire violentă.
Astfel, de fapt, considerați că veți ține pe toți sub control, dar s-ar putea să vă creați și dușmănii noi. În relații sunt dispute și posibil separări. Sănătatea este afectată și sunt riscuri de accidente din cauza nervozității, a frustrărilor. În 8 august, luna este în opoziție cu Neptun, retrograd, emoții legate de contracte, de asocieri, de procese, de căsătorie. Apar aceste emoții. Aveți idealuri, dar descoperiți că ați avut foarte multe iluzii. Descoperiți adevărurile, conștientizați amăgirile, descoperiți defectele unor persoane din familie și conștientizați dorințele voastre. Relațiile sunt dificile. Luna va forma un trigon cu Pluto retrograd. Pluto retrograd este într-o casa schimbării. Scuzați-mă, este învărsător și este într-o casă în care nu va aduce schimbare, este o casă care vă influențează munca voastră de zi cu zi și sănătatea. Aici voi vă creați tot felul de imagini, încercați să fiți creativi, aveți emoții puternice, interes pentru ocultism, relațiile sunt emoționale și arătați posesivitate. Aceste tensiuni dintre Lună și Neptun pot fi valorificate în planeta focar Pluto retrograd prin configurația Dalta, deci un unghi pe cerc de 60 de grade și un unghi de 120 de grade. Am zis un sextil și un trigon. Deci, aici voi puteți să acceptați să vă folosiți imaginația, intuiția, creativitatea, emoțiile, spiritualitatea, credința și posesivitatea. Mercur intră în retrogradare, este intrat în retrogradare, este în conjuncție cu Venus. În 3 grade fecioară. Favorizează comunicarea, imaginația, realizați conexiuni personale, sunteți optimiști, creativi și încercați să vă faceți plăcuți. În 13 august, luna este în cuadratură cu Mercur retrograd. Luna, de data aceasta, din Scorpion, din Săgetător, scuzați-mă, luna din casa familiei, a căminului, vă face să vă folosiți sensibilitatea, dar sunteți totuși nehotărâți, instabili, oscilați, aveți dificultăți de concentrare. Sunteți îngrijorați, agitați, tendința este de a fi indiscreți și plini de resentimente. Aveți o imaginație flexibilă care vă face să vă îndreptați spre speculații, unde riscați să pierdeți, să aveți conflicte. În 15 august, Mercur retrograd revine în Leu, în casa 12-a pentru voi. Va aduce foarte multă agitație sentimentală, emoții dramatice, legate poate de o iubire, dar și de un secret sau poate de datorii, cu o atitudine în care veți încerca să ascundeți adevărul și să le ambalați frumos. Deci să-l prezentați frumos, chiar dacă nu este un adevăr. Relațiile trec prin momente emoționale. Haideți să vedem ce spune tarotul pentru voi și puteți să urmăriți atât tarotul cât și horoscopul pentru a vă face o părere generală.
fiindcă este o etalare generală, nu este personalizată. Este vorba de cei care mai bine se potrivește pentru cei care aveți ascendentul în fecioară decât pentru cei care aveți zodia în fecioară. Sau femeile luna plină. Haideți să vedem. Iată, la baza pachetului încercați să schimbați ceva în relațiile voastre în familie, astfel încât să mergeți pentru o perioadă de timp într-o zonă liniștită. Să aveți armonie, calm în relațiile voastre de familie și, în primul rând, să vă ocupați de o inițiativă pe care ați început-o. Este ceva care să vă dezvolte, să vă ducă la dezvoltare, la aspecte benefice legate de o creativitate, de o comunicare, de transport, comerț. Dar această muncă a voastră nu va aduce cine știe ce resurse. Nu deveniți cel mai bogat om, dar cei din jur vă contestă munca voastră, vă contestă eforturile voastre și nu prea puteți face nimic, fiindcă orice atenție le-ați acorda acestora ar însemna să vă pierdeți timpul, timp, bani, nervi. Veți primi o veste care vă blochează cu acest aspect de acum, deci am putea spune că trebuie să vă liniștiți, să căutați să vă deblocați mentalul și veți găsi soluții pentru a rezolva această veste pe care o primiți. Un 8 de cupe arată că sunteți nemulțumiți de răspunsul celor din familie, de partenerul de viață. Ați făcut eforturi foarte mari pentru a obține niște rezultate și nu ați primit niciodată acest, să zicem, răspuns pentru eforturile voastre. Acest aspect vă face să fiți nemulțumiți, să priviți spre viitor. Trebuie să vă descurcați cu banii astfel încât să vă încadrați în niște economii, am zice, într-o sumă de bani de care dispuneți, poate că ați făcut niște plăți și acum este ceva mai dificil cu acești bani și aveți aici o dreptate care justiția, da, reprezintă dreptatea, poate să fie o dreptate la care voi vreți să accesați pentru a debloca o situație. Și această dreptate, am putea spune că vă atenționează balanța cu spada, că trebuie să încercați să cunoașteți forța de reacție a celuilalt, să stăpâniți această forță de reacție a lui, astfel încât să cunoașteți legile după care se judecă și să puteți să primiți un răspuns pe care vi-l doriți, dar să nu uitați niciodată de dreptatea și de adevărul etern, de dreptatea divină. Mulți uităm, ne considerăm superiori în orice situație și apărați de dreptate și putem să intrăm în niște situații foarte dificile, după aceea dictate de divinitate. Haideți să vedem acum voi. Veți primi niște bani în familie pentru eforturile, pentru munca familiei voastre. Primiți acești bani, 10 de monede. Poate să fie și o moștenire, deci reprezintă o sumă de bani pe care puteți să o investiți. Atenție, această sumă de bani puteți să o investiți foarte bine când soarele este în sextil cu Jupiter. În ceea ce privește fericirea, creativitatea, hobby-urile, iubirea, aveți aici o regină de spade. Vorbim de o femeie în vârstă, o femeie cu ascendent zodie lună plină în balanță,
O femeie care poate să vă țină la distanță când este cazul, o femeie care puteți discuta, dacă vă folosiți tactul, diplomația, puteți să ajungeți la niște concluzii, puteți să primiți niște sfaturi bune, puteți să vă înțelegeți foarte bine cu această regină de spade. Asul de monede arată bani pe care îi primiți datorită cunoașterii voastre, datorită studiilor. S-ar putea să primiți o sumă foarte mare de bani pentru faptul că v-ați făcut temele. Adică ați studiat filozofie, religie, drept, sau v-ați perfecționat, sau ați călătorit și acești bani vin în urma unei călătorii. Deci este un aspect foarte benefic, sau acești bani vin spre voi și puteți să-i folosiți pentru studii superioare, pentru călătorii, pentru voi personal. Tot la fel, aceeași atenționare, folosiți acești bani când soarele este într-un aspect benefic cu Jupiter. Un rege de monede arată un aspect foarte benefic, am zice, legat de resursele voastre, de bunurile materiale. S-ar părea că sunt sub semnul acestui rege de monede, un bărbat cu ascendent zodie în taur, care s-ar putea să vă aducă un ajutor, să vă împrumute niște bani, sau chiar să, prin intervenția lui, să aveți o creștere a venitului vostru prin munca voastră. Să le pun și pe celelalte, că nu le-am pus, dar toți banii s-au strâns la voi, fecioarelor. În ceea ce privește rutina voastră zilnică, munca voastră zilnică, voi aveți un nouă de monede. Vorbim din nou de bani. Bani pe care îi primiți. Bani care vin dintr-o sursă misterioasă, bani care vă dau șansa să investiți în voi, în lux, în bun gust, în cursuri superioare. Deci este un aspect foarte benefic aici legat de bani, adică personalitatea, persoana voastră. S-ar părea că veți primi bani și o să vă simțiți bine. 6 de cupe arată un aspect foarte benefic pentru voi. Este, am zice, în cariera voastră, deci menirea voastră este să vă întoarceți cumva, cum să spun, ori vă întâlniți cu o persoană din trecut și vă dați seama că această persoană s-a realizat mult mai bine decât voi și ați putea să luați un exemplu de la această persoană pentru a vă împlini profesional, social sau în familie. Deci este o relație cumva cu trecutul. În ceea ce privește comunicarea, contractele și relațiile. În comunicarea cu frați, surori, veri, vecini, voi aveți aici pe mica benefică, pe Venus, care vă spune: doriți-vă ce e posibil, fiindcă va fi îndeplinit. Veți primi ceea ce doriți. Abundență, fertilitate. Deci comunicarea voastră va fi foarte benefică. Veți ajunge acolo unde veți dori, veți primi ceea ce doriți, dar să fie ceea ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept. În ceea ce privește un contract, o asociere, un proces, căsătorie, dar eu zic că mai repede să ne gândim la contracte sau la procese. Aveți o pauză, un 4 de spade. Este un moment de analiză, de gândire, un moment în care vă refaceți după o perioadă foarte agitată legată de, poate de un proces sau de un contract. În ceea ce privește acest mare preot, arată posibilitatea ca voi să vă folosiți în relații de conștiința voastră.
În aceste relații cu prieteni, cu protectori, să treceți totul prin conștiința voastră. Pentru voi, relațiile astea ar trebui să reprezinte, să treceți totul prin conștiința voastră. Familia, căminul și schimbări, transformări, dar și karma voastră. Vorbim de regele de bâte. În familie, în cămin, aveți probabil o relație sau partenerul de viață sau un părinte, un rege de bâte. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în leu. Un bărbat energic, hotărât, care vrea să vă ajute, să vă facă dreptate, să vă dea sfaturi legate de dreptate pentru voi, fecioarele, dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă și el își urmărește scopul lui. De asemenea, aveți un paj de spade, unde trebuie să fiți foarte atenți în această schimbare. Este vorba de o femeie cu ascendent, zodie, lună plină, învărsător, mai rar gemeni și cu atât mai rar balanță, fiindcă o aveți aici. Deci este o femeie care este capabilă să vă mintă, să vă aducă o inspecție, să facă niște înscrisuri falsificate, și este o femeie care se schimbă. Vine cu o schimbare, cu o transformare în fața voastră. Trebuie să fiți foarte atenți la această schimbare, transformare. Știți bine că tot timpul am spus, Pluto aduce schimbări, transformări, mai ales în această perioadă, Uranus, la fel, în aspectele pe care le face, dar trebuie să fiți foarte prudenți la aceste schimbări. În ceea ce privește carul de luptă, karma voastră legată de iubire, legată de dreptate, legată de secrete, de iubiri, de sănătate. Aici voi vreți să ieșiți din stagnare. Am putea spune că din punct de vedere karmic vi s-a impus o perioadă de stagnare, o perioadă lungă, lungă de stagnare, din care voi ați vrea să ieșiți, ați vrea să vă eliberați. Și vă doriți acest lucru, să vă eliberați din această stagnare și chiar să, am zice, să vă impuneți într-un fel sau altul voința voastră printr-un triumf. Această impunere presupune să aveți foarte mult curaj, energie, vitalitate, dar să cunoașteți și, am zice, drepturile și datoriile voastre. Deci aceasta este citirea pentru fecioare. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!